trebuie să vă spun că pe fundal avem un acompaniament sonor absolutamente select, deosebit, incredibil, este ceva de vis, este ceva divin, este ceva, o combinație între sârbă, horă, brașoveanca, manele vechi, manele noi, muzică de șatră, parcă mai era și altceva acolo, dar nu aș fi în stare să identific foarte bine. Și în egală măsură avem și un soare care se joacă cu nervii mei, exact ce vă zic, foarte tare, adică intră baiese din nori, pentru că s-a decis el că fix când m-am pus eu să filmez, trebuie să mă enerveze. Dar, în speranța că nu o să vă deranjeze foarte tare aceste mici detalii, zic să povestim puțin despre ratingurile pe care le dau eu cărților. De ce? Pentru că am fost întrebată de mai multe persoane cum dau eu note cărților. Și în cazul în care nu știți despre ce este vorba, mă refer la steluțele acelea pe care le menționez în clipurile cu repapuri sau în clipurile în care discut despre cărți și le spun că i-am dat 2 stele sau 3 stele. E un fel de sistem de notare care a fost inventat de mult, nu de acum, de foarte mult timp, nu nici măcar de când a apărut Goodreads, de mult timp, în care să dai un fel de calificativ produselor. Ați văzut că de multe ori și la magazine, când cumpărați anumite lucruri, vi se cer păreri și vă pun acolo să dați niște steluțe, pentru că sunt mulți oameni care nu au răbdare să citească un review mai extins despre produsele respective și așa, printr-un sistem din asta cu steluțe, se pot prinde mai repede dacă produsele sunt sau nu plăcute de public, știți? Și sistemul cu 5 steluțe este sistemul cel mai cunoscut, cel mai simplu și din punctul meu de vedere și cel mai practic, pentru că nu prea lasă loc de mediocritate, adică ori e albă, ori e neagră. Poți să te clasezi undeva la mijloc și știi cam cum e mijlocul și cam atât. Adică nu lasă foarte mult spațiu pentru mediocritate, cum e notarea de la școală cu 10 puncte, știți? Pentru că acolo e foarte mult spațiu de jongla și mediocritatea se poate instala foarte repede. Dar revenind la sistemul de notare, am fost întrebată, mă, dar cum dai tu? Pentru că sunt oameni care sunt consternați câteodată că o dau unui clasic 2 stele sau 3 stele sau ceva de genul și cărților contemporane le dau 5 stele. Și cum? Adică o carte contemporană e mai bună decât un clasic sau o carte clasică trebuie să primească neapărat 5 stele pentru că e clasică, știți, și chestii de genul ăsta și am zis că astăzi să dezvoltăm puțin subiectul ăsta și chiar mi-a plăcea foarte tare dacă și voi ați spune în comentarii dacă dați în primul rând note cărților, că sunt oameni care nu fac treaba asta, de exemplu Ștefania, și câteodată chiar mă irită, Ștefania, dacă te uiți, be aware, câteodată chiar mă irită când nu spune câte stele i-a dat, pentru că în momentul în care văd acela sistem de notare al cărților ca la mine, încerc să-mi dau seama cam cum s-ar clasa cartea aia pentru mine, știți, cam ce notă i-aș da eu și cam care ar fi feeling-ul meu pentru cartea aia. Așa, când îmi spui tu că, vai, mi-a plăcut cartea aia foarte tare și astea au fost elementele care mi-au plăcut, nu prea mă atrage, adică, mă rog, mă atrag și lucrurile astea, dar nu prea mă face neapărat să o compar cu situația mea sau să o compar să-mi placă, dar în momentul în care îi spui, i-am dat 5 stele, stau imediat și mă gândesc, eu dau 5 stele pentru criteriile astea, înseamnă că și ea probabil are criterii foarte similare sau chiar mai stricte. Bun, dar intrând în subiect și ne mai lălăindu așa la nesfârșit, trebuie să vă zic că eu nu acord jumătăți de puncte și nu acord sferturi de puncte, pentru că sunt oameni care folosesc sistemul de pe StoryGraph, dacă nu știți, există 2 platforme mari care sunt foarte populare în momentul de față, Goodreads-ul, pe care bănuiesc că toată lumea a auzit, care este un fel de Facebook pentru cărți și este foarte frumos că poți să vezi mini-review-uri foarte repede, poți să vezi păreri foarte repede, recomandări de cărți. Goodreads-ul este foarte popular, mai ales în state, unde se fac și topuri cu cărți și de-aia europenii derutează topurile alea făcute de Goodreads, dar dacă te uiți în context de ce ies anumite cărți în topurile alea, îți dai seama care e motivul pentru care ies. A doua platformă este StoryGraph-ul, care pentru mine, să știți că nu este neapărat cea mai grozavă, adică eu folosesc StoryGraph-ul doar pentru că are niște grafice mai complexe și dacă vă aduceți aminte când am făcut repap-ul general pe anul 2022, v-am pus eu acolo niște scheme, niște
planșe, niște plăcinte, niște grafice. Ei, și alea erau din Storygraph luate, erau de pe Storygraph luate, pentru că Storygraph are grijă să-ți facă sistemul ăsta cu grafice mai amplu. Și câteodată parcă sunt necesare niște grafice și parcă te ajută mai mult. Și de-aia folosesc Storygraph-ul, dar nu pot să zic că mă încândă foarte tare, mi se pare destul de urâțică platforma față de Goodreads și, nu știu, mi se pare puțin mai nepractică. Prefer Goodreads-ul, dacă e să mă puneți să aleg între cele două, și de-aia și nu numai de-aia, dar cu precădere ăsta este unul din motivele principale pentru care eu nu acord jumătăți de măsură. Adică ori e albă, ori e neagră la mine. Adică ori e de 3 stele, ori e de 4 stele, ori e de 5, ori e de 4. Aia nu 4 jumate, 4 și 3 sferturi, 4 și un sfert. Am văzut la cineva odată, cred că pe Goodreads, o carte îi dăduse un review de 3 stele și 18 sau 17 puncte, ceva de genul ăsta, și stăteam, 3,17 puncte, și stăteam și mă gândeam, cum Dumnezeu ai stat tu să calculezi să ajungi la ratingul ăla? Adică ce a trebuit să fac? Sunt unii oameni care calculează pe numărul de pagini, pe, adică au niște sisteme din astea foarte complexe și foarte alambicate, la mine nu e mult mai simplu de atât. Și principalul factor care contribuie la rating este felul în care mă face să mă simt o carte. Și asta poate să fie extrem de ciudată pentru cei din exterior, pentru că asta poate însemna că o carte care mă face să plâng, să primească 5 stele, dacă să mă face să plâng din motivele bune, dar în egală măsură o carte care mă face să plâng poate să primească o stea, pentru că poate mă face să plâng de nervi. Mă rog, mai puțin probabil asta, dacă zicem ca exemplu, știți? Îmi este foarte greu să vă explic din perspectiva feeling-ului care e rating-ul, dar efectiv îl simt. Adică simt că e de 3 stele, simt că e de 4 stele, simt că e de 5 stele și așa mai departe. Cu precădere, ăsta este unul din principalele elemente care contribuie la rating. Felul în care mă face să mă simt cartea aia. Dar ca să vă povestesc puțin despre ratingurile pe care le dau, cum ziceam, fără jumătate de măsură, pentru că nu ăsta e interesul meu, în minte așa, și apropo de asta, Goodreads-ul nici nu te lasă să pui jumătăți de măsură, tu, pentru că este și lui mai simplu să calculeze, bănuiesc. Aha. Bun. Și principiul de la care plec întotdeauna, indiferent de ce carte citesc, fie că este carte de self-help, fie că este o carte clasică, fie că este un roman de dragoste, care știți că îmi plac, dar nu mai pot, fie că este o carte de aventuri, fie că este un thriller, fie că este fie ea ce o fi, chiar și filozofie, fie ea ce o fi, chiar și memorii, chiar și orice, da? Fie că e fantasy, fie că este o carte practică, plec de la ratingul de 3 stele. Deci eu mă poziționez în momentul în care am luat o carte în mână la ratingul de 3 stele. De ce? Pentru că principiul este foarte simplu. Teoretic, dacă cartea aia este pe piață și deja s-a vândut și mai ales dacă ajungi și în România la mine, se presupune că este ceva în cartea aia. Și de dragul, să spunem, acestei filozofii, fiecare carte pleacă cu ratingul de 3 stele. Poate că în viață noi nu reușim să plecăm toți la aceeași linie de start, dar măcar în cazul cărților putem să facem chestia asta. Sau eu fac chestia asta, toate pleacă de la aceeași linie de start. Toate primesc 3 stele din start. Și apoi, în funcție de cum evoluează lucrurile, de scris, de lucrurile care mă enervează, de lucrurile care îmi pun piedici, iarăși, la capitolul piedici sunt multe aspecte personale, având în vedere că nu văd aproape deloc, dacă este o carte foarte bună, dar cu scrisul mic, care mă deranjează și mai are și niște descrieri băgate pe acolo care mă fac să mă încurc când citesc, da, s-ar putea să-i scad ratingul, știți? Deci s-ar putea să mă incomodeze, pentru că îmi ia din plăcerea aia de a citi, de a intra în poveste, de a descoperi personajele, de a intra în lumea aia, în universul ăla. Și îmi place foarte tare, nu mi se mai întâmplă de foarte mult timp, cred că de prin adolescență foarte rar mi se întâmplă ca o carte să mă capteze și să mă bage în universul ei și să uit că sunt în exteriorul ei. Înainte mi se întâmpla cu cărțile alea pe care le vedeți acolo de la Carmai, alea de aventură,
care erau preferatele mele în adolescență, cu alea așa mi se întâmpla. Deci intram în universul ăla, intram acolo în deșert, de fapt în Yellowstone, în parcul ăla natural din Yellowstone, că majoritatea au acțiune acolo în Yellowstone, și intram acolo în acțiune și mă vedeam printre personaje și parcă eram pur și simplu spectator la acțiunea lor și asistam și eu la toată acțiunea și trăiam totul. Așa. Nu mi se mai întâmplă treaba asta. Acum probabil vine și pe fondul maturizării, probabil vine și pe fondul unor experiențe și așa mai departe, dar când mi se întâmplă treaba asta este absolut fabulos. Și în general, ăsta e sentimentul suprem pe care îl caut la o carte. Nu mai găsesc așa des, dar ăsta e sentimentul. Vorbind aici strict de beletristică, clar. Că vorbim de filozofie sau de cărțile practice în care înveți ceva, acolo e clar că n-ai cum să te introducă în universul ăla. Dar vorbim de vorbim de beletristică aici. Bun. Deci toate cărțile la mine pleacă de la 3 stele. De la punctajul magnific de 3 stele. Dar de aici, în funcție de anumite lucruri, cum spuneam, se pot întâmpla diverse. Adică poate scădea ratingul sau poate crește ratingul. În general, dacă văd că o carte are mult potențial și mai ales dacă știu că este o carte scrisă de un autor tânăr sau este o carte de debut, încerc să fiu un pic mai indulgentă. Nu sunt nici foarte exigentă cu ratingurile mele și dacă vă uitați pe Goodreads sau pe Storygraph acum, chiar mă uitam, cele mai multe ratinguri de anul ăsta sunt de 4 stele. Adică nu sunt excesiv de exigent, excesiv de rea, excesiv de aspră cu ratingurile, pentru că la finalul zilei, nu știu, am senzația că totuși cineva se uită la ratingurile alea și sunt oameni care chiar se ghidează după ele și poate autorii chiar sunt, nu știu, afectați de ratingurile alea și încerc să mă pun și în pielea lor, știți cumva. Poate pare absurd ce spun și poate de-aia sunt cumva mai exigentă cu cărțile clasice, unde autorii sunt deja plecați de mult în altă dimensiune, poate de-aia. Dar când e vorba de un autor contemporan, încerc să fiu mai indulgent așa un pic. Și să-mi dau seama că până la urma urmei, în spatele unei cărți, totuși există niște oameni. Și nu e vorba numai de autori, e vorba de o echipă întreagă, de editori, de oameni care se ocupă cu promovarea și așa mai departe. Sunt niște oameni care au muncit la cartea aia, știți, ca să ajungă la mine și mai ales ca să ajungă în România, la mine, tradusă în română. Acum, ce înseamnă fiecare rating pentru mine? În mod surprinzător, nu ratingul de o stea este ratingul pe care îl dau cel mai greu. Ratingul de o stea îl dau în general cărților care nu-mi plac absolut deloc, adică cu care nu pot să mă conectez absolut deloc, cu care simt că mi-am pierdut timpul foarte tare și simt că nu rămân cu nimic de pe urma lor, sau cel mai des cărților pe care nu le termin. Adică dacă vă uitați la mine și vedeți o carte de o stea, este foarte probabil să fie un DNF. Fie că vorbim aici de clasic, de memorii, de orice o fi, în general, v-am zis, asta e varianta. Ori m-a supărat foarte tare, nu mi-au plăcut personajele, nu mi-a plăcut scrisul, nu mi-au plăcut intervențiile autorului, nu mi-a plăcut acțiunea, scena, cadrele și așa mai departe, în funcție de context, sau lucrurile pe care ar trebui teoretic să le învăț, și aici sunt situații cu cărțile de self-help și cărțile astea din care teoretic ar trebui să înveți, dar multe dintre ele sunt doar multe cuvinte alambicate scrise acolo degeaba. Și dacă îmi dau seama că e doar o carte comercială, s-ar putea să primească o stea, știți, cărți din astea care sunt scrise doar de dragul de a fi scrise, fără să aibă un aport neapărat la viața mea și sau la viața comunității, să spunem așa. Sau, cum ziceam, cărți pe care nu le-am terminat, cărți pe care probabil cândva am să vreau să le revizitez DNF-urile, dar asta rămâne de văzut. Deocamdată mai am destule cărți și în bibliotecă, slavă cerului, ca să termin, așa că mai vedem și cu DNF-urile ce facem. Apoi, ratingul pe care îl dau cel mai rar, am observat, deși eu aveam impresia că dau mai des ratingul ăsta decât cel de o stea, din contră, ratingul de 2 stele este cel pe care îl dau cel mai rău, adică ori cel mai rar, adică ori dau 3 stele, ori dau 1 stea. Foarte rar dau 2 stele și asta probabil pentru că deja mie mi se pare mediocru, adică dacă plec de la 3 stele, toate cărțile primesc 3 stele, cumva în mintea mea nu ai cum să nu
ții ștacheta măcar la nivelul ăla, de la middle, de la jumătate, hai să nu spunem la mediocru. Adică, n-ai cum să nu ții ștacheta, e foarte greu. Nefiind un om exigent, repet, nu sunt un om că super exigent, cel puțin așa mă consider. Nu știu dacă voi v-ați uitat la repapurile mele și la cărțile mele terminate, la când am discutat despre cărțile terminate, spuneți-mi voi dacă vi se pare că cumva aberez sau că sunt de fapt exigentă. Dar mie nu mi se pare că sunt exigentă în ceea ce privește ratingurile cărților și de-aia m-a surprins când am văzut că de fapt nu dau 2 stele și 2 stele știți când dau? Când văd că acea carte are potențial, dar de fapt autorul a dat tot de gard. Știți? Când efectiv nu mă lasă sufletul să-i dau 3 stele pentru că ar fi fost de 3 stele, dar a dat tot de gard rău de tot. Sau când este genul ăla de carte, cum ziceam, și aici pot să-l includ pe Brian Tracy, când, cu mare drag, că, care teoretic ar trebui să te învețe ceva, dar pe lângă este foarte multă maculatură, foarte mult fluff, știți? Adică în alea 5 fraze pe care le putea însuma într-o pagină, el a făcut din alea 5 fraze, a făcut o carte întreagă, știți? Și el a umplut de cuvinte pe lângă și sau îți spune niște lucruri din astea, cum zicea în aia cu nu există, nu se poate, parcă în cartea aia spunea că nu ai cum să nu, dacă îmi pui, nu dublezi numărul de ore muncite, nu ai cum să nu câștigi dublu. Și l-aș invita să vină în România să vadă cum se triplează numărul de ore muncite și nu se triplează, nici măcar nu se dublează venitul, da? Dar rămite. Știți, sau lucruri de genul ăsta, când văd că teoretic o carte are o bază bună, dar e umplută de foarte mult fluff, așa, și nici nu-mi vine să-i dau din perspectiva ideii, pentru că îmi place ideea, pentru că îmi place conceptul, pentru că îmi place povestea, poate, pentru că mi-a plăcut la început povestea, nu îi dau nu îi dau 3 stele, dar nu îi dau nici 1 stea, știți? Dar nu găsesc nimic suficient de bun pentru 3 stele. Foarte rar, again, trebuie să urmăriți chestia asta. Anul ăsta, nu știu, ia să mă uit. Uite, și pentru asta este bun Storygraph-ul, că pot să verific foarte repede la câte cărți am dat eu 2 stele anul ăsta. Deci am 3 cărți de 2 stele. Care sale? Stephen King, bineînțeles, of, doamne, aia, Billy Summers, e sub voi. Așa, asta ca spoiler, ca să știți ce vine pe, la final de an. Cealaltă carte este Până nu se răcește cafeaua și aia, pentru că am văzut hype-ul din spatele ei, cumva am înțeles ideea principală, dar execuția mi s-a părut execrabilă în cazul cărții ăsteia. Și de-aia i-am dat, pentru că am văzut ideea din spate, am înțeles unde a vrut autorul să se ducă, ce a vrut el să atingă. Dar mi s-a părut o execuție execrabilă, adică nici măcar în sfera teatrului absurdului n-ai fi putut să introduci cartea aia cumva, din perspectiva mea. Bun, și cealaltă carte de 2 stele de anul ăsta este No Excuses, nu există, nu se poate, No Excuses al lui Brian Tracy, cum ziceam, pentru că am recitit-o cumva la începutul anului și dacă veni vorba la, hai să ne uităm și la 1 stea, ce ratinguri. Am 4 cărți de 1 stea anul ăsta, mult surprinzător deja, și am una care mi s-a părut oribilă, a doua de Stephen King și 2 DNF-uri, exact ce spuneam, adică da. Acum, ratingul de 3 stele. Ratingul de 3 stele, iarăși îl dau destul de rar, aparent, după ce îmi spune Storygraph și Goodreads, eu tot așa am impresia că acord mult mai multor cărți 3 stele decât le dau în general. Sunt cărțile care sunt bune, dar nu simt că trec cu nimic peste. Adică nu mă impresionează cu nimic, nu aduc nimic peste, le văd tot așa potențialul, sunt un pic peste alea de 2 stele, adică feeling-ul meu este că, da, totuși rămân acolo la gradul ăla de 3 stele, nu sunt atât de, enervante, dar nu vin cu nimic peste. Și aici îmi vine în minte foarte clar și este cartea care cumva pentru mine definește nota de 3 stele și anume cele 3 fiice ale Evei de Elif Shafak. Știu că e foarte populară, știu că toată lumea o iubește, știu că toată lumea e încântată de Elif Shafak. I-am văzut și potențialul. Am observat că Elif Shafak a citit foarte multă filozofie la viața ei și chiar se vede că ea caută prin filozofie niște răspunsuri la niște întrebări din astea foarte profunde. Înțeleg aspectul ăsta, dar povestea mi s-a părut searbădă.
povestea mi s-a părut fără sare și fără piper. N-a fost nici cea mai rea poveste din lume, ca să-i dau 2 stele, dar a fost searpădă. N-a avut nimic în esență, n-a avut nimic wow în ea, știți? Pe mine nu m-a dat pe scăpate. Și o să ziceți, păi da, dar gândește-te la contextul cultural, că nu știu ce, că Turcia, că vezi, Doamne, anii 70 în Turcia, nu mă interesează. Nu mi se pare. Este exact la fel de cumva de neimpresionant cum este pentru voi să vorbească cineva de comunism, că v-ați săturat. Da, la fel este tot ce ține de țările arabe, Turcia, zona asta musulmană, tot ce ține de zona asta pentru mine deja nu mai este impresionant. V-am zis că am rumegat zonele astea și din perspectivă religioasă și economică și politică și culturală, încât pentru mine, nu știu, nu mai e fascinantă lumea asta. Știu că pentru foarte multe persoane, mai ales care trăiesc, nu știu, au niște avantaje ale vieții și niște trăiesc bine, chiar și la noi în România, este fascinant să citești despre o lume din asta, cum este lumea islamică, lumea arabă, în care femeile sunt oprimate, este fascinant. Pe mine nu mă încântă chestia asta. Eu nu fac decât să fac analogii cu situațiile din România când se întâmplă treaba asta, știți? Și de-aia nu mi se pare o lume așa wow, știți? Chiar dacă e literatură contemporană. Și, da, hai să vedem câte... În mod surprinzător, tot 4 cărți de 3 stele. Și avem aici 3 într-o barcă, care a fost o carte simpatică, dar cu niște personaje absolut enervante. Construcția a fost bună, dar nu mi s-a părut că depășește nivelul de 3 stele. Apoi, Fructele mâniei. Asta este o carte pe care am să o revizitez, pentru că am mai dat de ea în alte cărți, am mai auzit vorbindu-se de ea în alte cărți și mie mi s-a părut un fel de răscoală al lui Rebreanu. Cam așa aș pune-o, doar că în Statele Unite, știți? Cumva așa mi s-a părut. Apoi a fost The Lightness, asta este o carte despre care v-am vorbit chiar în ultimul wrap-up, despre budism, despre campusul ăla unde se făceau din astea cursuri, nu cursuri, era un fel de retreat din ăsta de meditație și nu știu ce, și se întâmplau tot felul de lucruri și ăsteia vreau să-i dau 2 stele, doar că am lăsat-o la 3 stele pentru că am extras din ea niște învățăminte cumva, sau am văzut că poate transmite mai departe niște lecții pentru tine, de exemplu. Și a 4-a carte este Cele 3 fiice ale Evei de Elif Shafak. Bun, la 4 stele. La 4 stele este, cum ziceam, ratingul pe care îl dau cel mai des. Aparent, anul ăsta am dat deja la 14 cărți. Le-am dat 4 stele. Și chiar acum mi-am dat seama că de la 2 stele îmi lipsește o carte. Gata, am remediat problema cu cartea care de 2 stele care lipsea din rating. O să vă zic la finalul lunii care este. Așa, cum ziceam, ratingul de 4 stele este ratingul pe care îl acord cel mai des, pentru că este destul de greu să nu urci măcar o treaptă, știți cum am mintea mea. Adică e foarte greu să nu urci măcar o treaptă dacă plec de la 3 stele. Și îi dau, în general le dau 4 stele cărților care îmi plac. Îmi plac foarte tare, văd, mă atrage acțiunea, mă cuprind așa tot felul de stări, îmi plac personajele, îmi plac ce poveste, mă, așa, dar le găsesc eu câte o chichiță, cum a fost în cazul lui Eddie LaRue. Că v-am zis că m-a enervat foarte tare egocentrismul personajului principal, știți? Adică mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut povestea, mi s-a părut chiar interesantă și originală raportat la ce se scrie în sfera asta de young adult acum. Da, cumva prea egocentrist personajul și parcă ia din savoarea aia pe care trebuia să o aibă cartea la nivel de aer general, știți? Că trebuia, având în vedere, pentru cine știe despre ce vorbesc, pentru cine a citit cartea, avea un farmec aparte cartea aia, având în vedere povestea personajului, că avea 300 de ani, de unde venea și așa mai departe, da? Și în momentul în care o faci atât de egocentristă, e clar că au trecut 300 de ani degeaba și practic tu ți-ai tăiat singur craca de sub picioare, ca autor, tu ca autor ți-ai tăiat singur craca de sub picioare și ai anulat cam
tot ce ai zis până atunci, adică faptul că avea 300 de ani și toate experiențele personajului și tot ce mai pus să trăiesc până atunci și să citesc cu ea. Și de aia, în general, astea sunt cărțile care primesc 4 stele la mine, da? Care îmi plac, îmi plac personajele, mă conectez cu ele, îmi vine să le iau de multe ori și în brațe, îmi place și acțiunea, îmi place povestea. Băi, dar e o chestie acolo care mă râcăie cumva. Cum a fost și la Ariadna, da? La fel, Ariadna e pe jos pe acolo, nu știu dacă se vede. Vine și sora ei. Și cum a fost și la Ariadna, adică au fost niște, povestea mi-a plăcut foarte tare, reinterpretarea, faptul că am avut povești din mitologia greacă și că am putut să ne să mai învăț și eu, că eu necitind mitologie greacă, am mai aflat și eu niște povești din astea, din legendele Olimpului și așa mai departe. Băi, și vin să o dai de gar cu o poveste acolo care nu se pupă din punct de vedere moral, istoric și contemporan, cum vrei tu, nu merge, nu se leagă, strică. De fapt, elementul ăla cumva strică puțin povestea. Și atunci i-am dat 4 stele. 5 stele, evident, primesc toate cărțile care îmi plac. Dar nu mai pot. Da? 5 stele. Și sunt multicele, adică tocmai pe principiu că nu sunt un om extrem de exigent, sunt multe cărți. Am auzit și eu de oameni care spun că, vai, Doamne, eu nu dau 5 stele, că sunt extrem de exigentă cu cărțile sau exigent cu cărțile și nu dau 5 stele și că 5 stele înseamnă perfecțiune și perfecțiune nu există și nu știu ce. Nu. Având în vedere că ratingurile sunt date pe feelingurile mele, pe sentimentele mele, pe lacrimile pe care mi le stoarce o carte, atunci îi dau, dacă merită, îi dau 5 stele. Dacă simt că merită, îi dau și chiar îmi face mare plăcere să pot să dau cărților 5 stele. De ce nu? De ce să fac eu să mă transform într-un judecător din ăsta exigent și foarte arțăgos acum? Nu, Doamne ferește! Și le dau 5 stele și cărțile de 5 stele sunt cărțile care îmi plac, din care rămân cu niște chestii care cumva au un substrat filozofic de multe ori și extragi niște elemente, niște idei, adică te fac să te gândești cum ar fost, de exemplu, un exemplu foarte bun în sensul ăsta este Fahrenheit 451, care teoretic este o carte de ficțiune și este o distopie și nu ar avea puncte reale, dar de fapt are foarte multe puncte reale și mai ales în societatea românească și aia mi se pare că este cumva cartea care ne arată cum am ajuns noi în momentul actual, așa, de ce suntem așa ca societate, este scris în cartea aia, deși teoretic cartea aia este ficțiune. Înțelegeți? Și alea sunt cărțile care îmi plac foarte mult. Dar, peste toate ratingurile astea, dacă vreți să știți, până acum anul ăsta am 11 cărți de 5 stele. Asta ca să știți, ca idee. Dar, peste toate acestea, mai există o categorie de rating, pentru mine cel puțin, și anume favoritele. Acolo, la cărțile favorite, sunt foarte puține cărți care intră. E drept că în ultimii 2 ani am tot adăugat și am mai scos vreo 2 de acolo, dar acolo este punctul în care sunt eu exigentă, la cărțile favorite. Cărțile alea pe care, dacă e să mă întrebi, alea sunt în top cărți preferate. Asta înseamnă că, da, clar, primesc 5 stele din start, dar ar fi echivalentul a 6 stele, că sunt mulți care dau și 6 stele, dacă știți. Sunt mulți oameni care dau numai la cărțile favorite, 5 stele, depinde, na, fiecare cum consideră, dar eu mai am și categoria asta, știți, de 5 stele plus favorite, cum ar veni, și acolo sunt mai exigentă și sunt cărțile alea care chiar sunt speciale pentru mine, care chiar m-au făcut să le trăiesc, care poate m-au introdus în acțiunea aia, sau sunt cărți unde m-am conectat foarte tare cu personajul și aici intră și Fahrenheit 451, este un exemplu foarte bun, dar intră și Flori pentru Algernon, de exemplu, care mi-a plăcut foarte tare și cu care m-am conectat și cu care am rezonat foarte, foarte tare, știți? Și cu personajul și cu trăirile lui și cu multe, multe lucruri și atunci dacă m-am identificat atât de tare, parcă nu mi-ajunge să-i dau numai 5 stele. Bun. Și de principiu cam asta este toată povestea cu ratingurile pe care le dau eu cărților. Nu știu dacă a fost plictisitor pentru voi, spuneți-mi, dacă nu vi s-a părut interesant clipul, chiar puteți să-mi spuneți. Dar, având în vedere că am primit întrebarea asta de mai multe ori, mie mi s-a părut că ar fi o idee bună să discutăm despre treaba asta și mie îmi place să văd care sunt criteriile de pe urma cărora oamenii dau ratinguri la cărți, așa că puteți să-mi spuneți și voi, măcar la ce cărți dați 5 stele și la ce cărți dați
3 stele și o stea, adică care sunt criteriile principale după care, nu știu, dați ratingurile la cărți. Mi se pare interesant pentru că îți arată cum gândește un om. Este forma în care gândește el. Că, deși ai zice că este un sistem strict, de fapt îți dă foarte multă libertate și îți dai seama că fiecare poate să aplice sistemul ăla în mod diferit. Bun, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc că ați rezistat până la final. V-am zis, am Goodreads, îl găsiți în descriere dacă vreți să mă urmăriți și acolo, să povestim și acolo. Veniți și pe Instagram că vă țin și acolo la curent cu ce citesc. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!